De la Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată cele mai importante știri ale zilei. Numărul persoanelor cu infecții respiratorii acute a crescut cu 26% în ultimele două săptămâni. Potrivit Ministerului Sănătății, nu se poate vorbi de o epidemie în acest moment. Membrii ODIP au organizat un flash mob în fața sediului președinției pentru a-i demonstra lui Igor Dodon dragostea pentru drapelul de stat. Igor Dodon susține că va bloca inițiativa de includere în Constituție a sintagmei integrare europeană. Mesajul a fost pus doar pe o rețea de socializare. 28 de sportivi ruși excluși pentru dopaj au câștigat o acțiune deschisă la Curtea de Arbitraj din Sport. Decizia nu înseamnă automat prezența lor la Olimpiada din Coreea de Sud. Opt membri ai unei grupări criminale care aduceau ilegal haine din Ucraina vor ajunge în fața judecătorilor. Procuratura a finalizat urmărirea penală, iar suspecții sunt învinuiți de contrabandă în proporții deosebit de mari. Membrii grupării au introdus în Republica Moldova bunuri în valoare de peste 10 milioane de lei. Doar în cadrul urmăririi penale desfășurate de către procurori și ofițerii serviciului Vamal, au fost depistate și ridicate mărfuri de contrabandă de aproape 2 milioane de lei. Suspecții aduceau haine de la piața kilometrul 7 de lângă orașul Odessa din Ucraina. Mărfurile erau introduse în mod fraudulos pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul transnistrean. Trei dintre inculpați, inclusiv capul grupării numit Sasha Țiganu, se află în arest preventiv. Inculpații riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost majorat cu 100 de milioane și va ajunge la 900 de milioane de lei. În Telejurnal vă spunem cine are anul acesta prioritate la subvenționare. Guvernul Republicii Moldova, în frunte cu Pavel Filip, a comis un act contrar voinței poporului. Asta a scris pe pagina sa de socializare președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Este vorba despre avizul pozitiv privind introducerea în Constituție amendamentelor cu privire la orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. Potrivit lui Dodon, inițiativa Partidului Democrat, la fel ca și verdictul emis de guvern, reprezintă o provocare care are drept scop divizarea în continuare a societății din Republica Moldova. Șeful statului a mai spus că orice amendamente la Constituție cu privire la vectorul de politică externă pot fi adoptate doar de popor în cadrul unui referendum. El a mai anunțat că în calitatea sa de președinte al Republicii Moldova și garant al Constituției va bloca realizarea acestei inițiative folosind în acest scop toate modalitățile legale. Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene reacționează după desfășurarea exercițiilor militare în regiunea transnistreană de către grupul operativ de trupe ruse. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse, grupul operativ de trupe ruse a început desfășurarea exercițiilor militare care au scop de a contracara terorismul. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova își exprimă indignarea față de comportamentul trupelor rusești și consideră aceste activități drept o amenințare directă la integritatea țării. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne și a Integrării Europene reamintește despre acordul Federației Ruse din iulie 92, privind principiile reglementării pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreană și reiterează demersul autorităților moldovenești cu privire la necesitatea retragerii necondiționate a forțelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile insistă pe demararea unor discuții privind transformarea operațiunii de menținere a păcii într-o misiune civilă multinațională. Tot mai multe persoane se îmbolnăvesc de gripă. În această săptămână, alte 12 cazuri au fost înregistrate. Între timp, alte peste 1000 de persoane au făcut infecții respiratorii acute, cu 26% mai multe față de acum două săptămâni. Însă, potrivit Ministerului Sănătății, nu se poate vorbi de o epidemie la acest moment.
Centrul Național de Sănătate Publică anunță că de la începutul sezonului rece au fost înregistrate 24 de cazuri de gripă, dintre care 13 confirmate de laborator. Specialiștii fac apel către toți să meargă la medic încă de la primele simptome de boală, doar că până să ajungă la un specialist, oamenii încearcă să se trateze acasă. Cât mai multă mișcare, mod sănătos de viață, în primul rând și la doar de hrană. Sănătoasă, alimentația corectă. Facem o puțină apă fierbinte, turnăm într-un vas, da? Punem sare și stăm puțin, totodată facem ceaiul din vruiene, bem ceaiul. După asta, zic că asta e primul. Pe urmă ne adresăm la a doua zi sau cred că este posibil să ne adresăm la medic. Adresarea la medic e cam complicată la moment, pentru că am încercat să mă adresez. Trebuie să te înscrii, de exemplu, săptămâna asta, într-o zi fixă a săptămânii, trebuie să te înscrii pe săptămâna viitoare. Și atunci te gândești, merită să te îmbolnăvești. Mai bine trătești singur, nu mai nimeni la medic. Bolnavii trebuie să fie izolați la domiciliu, iar camerele în care aceștia stau să fie cât mai des aerisite. Trebuie evitat, pe cât de mult posibil, contactul cu persoanele care pot lua ușor boala, precum copiii, femeile gravide, bolnavii de inimă și cei cu imunitatea scăzută. Aveți mare grijă ce faceți, cum și unde vă aflați, pentru că bântuie un virus. Trebuie să țineți cont de câteva reguli simple. În primul rând, evitați spațiile aglomerate. Mai apoi, după ce ajungeți acasă sau la birou, spălați-vă pe mâini, folosiți apa și săpunul sau un dezinfectant. Mai apoi, atunci când strănutați sau tușiți, aveți grijă să folosiți șervețele pentru a vă acoperi gura și nasul. În această perioadă trebuie să consumați cât mai multe fructe și legume, pentru că conțin vitamine, dar și cât mai multe lichide calde, precum ceaiul. În Republica Moldova, din cauza acestei boli, a murit o persoană în vârstă de 42 de ani, pentru că s-a adresat la medic mult prea târziu. Premierul Pavel Filip nu a fost impresionat de petiția celor 98 de mame ce reclamă corupția și comportamentul inuman din maternități. Șeful cabinetului de ministri este singurul care nu a venit cu un răspuns la inițiativa mamelor. Aceeași petiție a ajuns și pe masa Ministerului Sănătății, Avocatului Poporului și la Centrul Național Anticorupție. Toate instituțiile au făcut publice propriile planuri de acțiune pentru rezolvarea acestor situații. Declarația a fost depusă la 12 ianuarie, iar autoritățile au primit un termen de 14 zile pentru a răspunde. Între timp, petiția a fost lansată și online. Circa 4600 de persoane au semnat-o, spunând că își doresc o schimbare reală a serviciilor medicale din maternitățile Republicii Moldova. Cazul tinerei care a avortat în WC-ul de la Institutul Mamei și Copilului a ajuns și în vizorul poliției. La Inspectoratul de Poliție al sectorului botanic a fost pornită o cauză penală intentată pentru neacordare de ajutor medical, fără motiv. Mai mulți bani în agricultură. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a demarat campania de depunere a cererilor pentru obținerea subvențiilor. În acest an, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural a fost majorat cu 100 de milioane și va ajunge la 900 de milioane de lei. Prioritate vor avea tinerii fermieri, în special femeile, asociațiile de producători, sectorul zootehnic, dar și agricultorii care vor implementa tehnologii post-recoltare și procesare. Larisa Roman lucrează 1300 de hectare de teren agricol în raionul Ialoveni. Anul trecut, femeia a cumpărat un tractor pentru recoltarea cerealelor, iar acum, cu ajutorul programului de subvenționare, își va recupera o parte din investiția de 2 milioane de lei. Din costul tractorului, din 300 de mii, asta este un ajutor pentru gospodării foarte bun. Noi am procurat și combină, am primit subvenționare, am mai cumpărat încă două tractoare, tot am primit. Vasile Pușcaș crește culturi oleaginoase în raionul Ialoveni. Fermierul a depus o cerere de subvenționare. Banii sunt necesari la procurarea tehnicii care i-ar ușura activitatea. Am beneficiat de toată vremea în pericine, de când e AIPA. Timp de 10 zile se analizează dosarul, se introduce în bază, verificăm încă o dată documentele, apoi transmitem dosarul la oficiul central și în decurs de 15 zile se achită dosarul. În acest an, cererile de subvenționare pot fi depuse în perioada 1 februarie-31 octombrie, mult mai devreme decât în anii precedenți. În Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural sunt prevăzute mijloace financiare de 900 de milioane de lei, dintre care 633 de milioane vor merge pe
pentru finanțarea dosarelor de subvenționare pentru 2018, 220 de milioane sunt destinate achitării restanțelor pentru 2017, iar peste 28 de milioane de lei vor fi alocate fondului viei și vinului. Prioritățile de acordare a subvențiilor vor fi axate pe modernizarea sectorului, gestionarea durabilă a resurselor naturale, dar și stimularea dezvoltării infrastructurii în mediul rural. Prima prioritate vor cuprinde subvenții în modernizarea exploatațiilor agricole. Aici mă refer la modernizarea, înființarea plantațiilor multianuale, plantații pomicole, plantații viticole, dar și implementarea tehnologiilor avansate în aceste categorii de investiții. De asemenea, sectorul zootehnic, care va fi iarăși în continuare unul prioritar. Rămân valabile subvențiile pentru investițiile în procurarea tehnicii și utilajului agricol. Pentru a stimula dezvoltarea sectorului, începând din acest an, vor fi acordate subvenții în avans pentru proiecte start-up inițiate de tineri și femei în afaceri. Circa 5% din acest fond, acestea undeva la vreo 45 de milioane, de lei vor fi repartizate pentru specialiștii tineri. Pentru a fluidiza procesul, AIPA intenționează să lanseze și programul online de depunere a dosarelor. Acest lucru va ușura esențial procedura și va debirocratiza din acele procese care sunt la moment. În următorii 3 ani să minimizăm esențial spectrul de documente necesare obținerii subvenției, în schimbul implementării sau aplicării tehnologiilor IT. Suma maximă de subvenționare este de 3 milioane de lei pentru un agricultor și 4,5 milioane de lei pentru asociațiile de producători. Anul trecut au fost depuse peste 7800 de cereri de subvenționare. Zeci de elevi din Chișinău au aflat care sunt drepturile și obligațiile participanților la alegeri. Ei au participat la simularea unui proces electoral. Îi vedem la treabă și îi ascultăm imediat în telejurnal. Sobele defecte fac din nou victime. Două persoane au murit după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Primul caz a avut loc în localitatea Sângerei Noi, unde o femeie de 55 de ani a fost găsită moartă în propria locuință. Primele cercetări arată că victima s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Toate circumstanțele însă urmează să fie stabilite. Un alt caz în care a avut de suferit un bărbat de 41 de ani s-a produs în satul Geamăna, raionul Anenii Noi. Victima a inhalat fum toxic după tot ce a utilizat o sobă defectă. Bărbatul a fost internat de urgență în spitalul raional, doar că medicii nu l-au mai putut salva. Salvatorii atenționează oamenii să respecte regulile antiincendiare și să aerisească bine locuințele pentru a evita cazuri de intoxicație. Drumuri, apeducte și canalizări, sisteme de iluminare stradală, lucruri absolut indispensabile pentru oameni, dar care în multe sate încă mai sunt un lux. Primarii visează la aceste proiecte de mai mulți ani, dar bugetul mic le dă planurile peste cap. Unica soluție ar fi fondurile europene. De ziua internațională a autorităților publice locale, primarii și președinții de raioane au avut o întrevedere cu premierul Filip. Șeful executivului le-a vorbit despre reforme, dar nu le-a promis mare lucru. Un cerc vicios ține localitățile din Republica Moldova la limita existenței. Oamenii pleacă de prin sate pentru că nu au unde munci, iar cei care pot crea locuri de muncă nu investesc din cauza lipsei de infrastructură. De ce nu avem infrastructură? Pentru că nu sunt bani. Astfel că multe localități nu sunt conectate la sistemele de alimentare cu apă și canalizare. Noaptea e beznă pe ulițe, iar în unele sate nu găsești un centimetru de asfalt, chiar dacă l-ai căutat cu lumânarea. Locul de muncă a cetățenilor e dorit ca oamenii să fie mai mult în sat, să nu plece pe hotare. A doilea este drumurile și o problemă, cred că e pe Republica Moldova, apă și canalizare și deșeurile solide. Avem nevoie de asfaltarea drumului central, măcar pentru este unicul sat din raionul Dvăsari care nu are niciun centimetru de asfalt. Pereri de rău, nu avem acele 13 milioane de lei care să asfaltăm drumurile centrale. Bate vântul prin bugetele locale, așa că pentru proiectele de infrastructură ar trebui să găsească parteneri externi. Cât despre descentralizarea promisă de atâtea ori de guvernare? Nu simțim astfel de reformă, fiindcă
este, adică se vorbește, eu știu, poate pe viitor să fie ceva care să simțim și noi primarii. Multe servicii se centralizează în loc de descentralizare. Este o problemă controlele care se pun pe seama autorităților publice locale. Ele sunt prea multe și, într-adevăr, atunci când noi vorbim de o autonomie, când vorbim de descentralizare, păi haideți să permitem cetățenilor, consiliilor locale, consiliilor raionale să aprecieze munca unui sau altui ales. Toate aceste probleme le-au enumerat și pentru premierul Pavel Filip. El a dat de înțeles primarilor că reformele nu vor da rezultate imediat. Cât privește bugetul, Filip spune că și cu bani puțini poți să faci proiecte mari. Gospodar să fii. Uniunea Europeană pune însă accentul pe implementarea reformelor până la capăt. Cu resurse modeste, dar cu multă inițiativă, dedicație și implicare, avem primării care au dezvoltat serviciile publice locale, au promovat voluntariatul, au atras contribuții, au implementat proiecte ambițioase, fie cu resurse proprii, fie cu suportul partenerilor externi. Partenerii noștri investesc în localitățile unde se vede mână de om gospodar, mână de om cu inițiativă. Agenda de asociere susține în continuare implementarea strategiei de descentralizare în conformitate cu Carta Europeană. Trebuie să asigurăm crearea serviciu public profesionist și administrare modernă a resurselor umane care să permită folosirea la maximum a resurselor disponibile cetățenilor la nivel local. Pe 1 februarie este marcată Ziua Internațională a Autonomiei Locale și a lucrătorilor din administrația publică locală. Motiv bun pentru ca toți primarii și președinții de raioane să vină la Chișinău și să spună guvernului cum se trăiește cu adevărat pe la sate. Membrii Asociației Onoare, Demnitate și Patrie dezmint afirmațiile președintelui Igor Dodon, care a susținut că ar fi antistatalist și nu ar respecta drapelul Republicii Moldova. Tinerii de la UDIP îl îndeamnă pe șeful statului să convoace mai bine Consiliul de Securitate în cazul regiunii transnistrene. Noi, unioniștii, venim cu drapelul Republicii Moldova, ne mândrim cu el, pentru că este simbolul părinților și bunilor noștri. Dumnealui să ia de primari, care au obținut mandatul și forța pe cale democratică, au hotărât să proclame, atenție, un document doar cu valoare politică, nu și juridică, în timp ce în Transnistria se întâmplă Dumnezeu știe ce. Tinerii sunt indignați și de faptul că președintele Igor Dodon dă vina pe unioniști că ar fi incendiat drapelul de la Arcul de Triunf din Chișinău. Unioniștii nu ar face așa ceva pentru nimic, o respectăm din tot sufletul și toată inima. Membrii ODIP au adus și fotografii cu drapelul Republicii Moldova călcat în picioare de soldații ruși din regiunea transnistreană. Astăzi, în loc să ia atitudine Dodon în privința lor, în privința faptului că în loc să avem drapelul Republicii Moldova, acolo avem un drapel al Federației Ruse și un drapel nerecunoscut, autoproclamat. Pe perioada conflictului de la Nistru foarte mult și-au bătut joc de simbolurile care erau atunci ale Republicii Moldova, tânăr stat. Igor Dodon a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj amplu în care își manifestă îngrijorarea față de acțiunile primarilor care au semnat simbolic o declarație de unire cu România. Președintele Republicii Moldova spune că aceste campanii sunt cu caracter antistatal și anticonstituțional. Mai mult, șeful statului a dispus să fie convocat și Consiliul Suprem de Securitate. A jucat rolul funcționarului electoral, dar și pe cel al alegătorului. Mai mulți elevi de la liceile Mihai Eminescu și Dante Alighieri din Chișinău au simulat astăzi procesul alegerilor parlamentare. Elevii au aflat care sunt drepturile și obligațiile unui alegător responsabil și s-au convins că democrația se învață. Sala de ședințe a Comisiei Electorale Centrale a fost transformată astăzi într-o secție de votare. Elevii claselor a 6-a și a 10-a au participat la o simulare a alegerilor, jucând rolul unui alegător exemplar, dar și pe cel al unui funcționar electoral dedicat. Mă bucur că am asistat și am avut onoarea să fiu președinte cadrul alegerilor, simulării de alegeri clasa 6. Alegerile sunt sângele democrației. Pentru a alege o guvernare bună și un partid bun care să ne reprezinte în lume, trebuie numai decât un cult al alegerilor și a democrației. Pentru că avea un stat bun, un stat puternic, este nevoie de noi, de viitorul copii și este necesar pentru fiecare din noi să cunoască drepturile și responsabilitățile pe care le purtăm pentru acest stat.
La rândul lor, cei mici au învățat regulile de comportament într-o secție de votare. Cetățeanul când intră trebuie să ia ștampilă ori să dea buletinul, după cât știu, și să voteze pe cine dorește să fie președinte următorul an. Pentru mine cum? E interesant să particip la așa ceva și sper cât mai repede să ajung mare și să particip chiar în realitate, la alegeri. Este neapărat să votăm, pentru că de pe cine votăm depinde și țara noastră. Prin procesul de simulare a alegerilor, tinerii au fost instruiți care sunt atribuțiile și activitățile desfășurate de CEC, dar și cum se organizează scrutinele electorale. Comisia Electorală Centrală, prin activitățile sale, întotdeauna și-a dorit ca cetățenii Republicii Moldova să fie informați și documentați, ori doar în așa măsură pot să decide în mod corect cine va guverna în continuare. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale a Alegerilor, care este marcată anual pe 1 februarie. Un deputat ucrainean a fost rănit în urma unei explozii care s-a produs în apropierea garajului său imediat după ce își parcase mașina. Deflagrația a avut loc în orașul Nicopol din regiunea Dnepropetrovsk. Poliția a anunțat că este vorba de parlamentarul Alexandru Rybakov, care a fost rănit în picior de o schijă și a fost transportat la spital. Medicii spun că deputatul se află în comă pentru că a pierdut mult sânge, dar starea lui este stabilă. Poliția investigează cauzele producerii exploziei. S-a lansat platforma online de pregătire a președinției Consiliului Uniunii Europene, un site pe care găsim agenda evenimentelor până în 2019. Românii se pot implica în acest proiect, iar propunerile lor vor fi luate în calcul, spune ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. În 2019, România va prelua pentru prima dată acest mandat. www.romania2019.eu este site-ul de pregătire a președinției Consiliului Uniunii Europene. Cetățenii pot completa un chestionar cu privire la agenda acestui mandat și au posibilitatea să propună și să organizeze orice acțiune de comunicare. De asemenea, pot veni cu idei care să ajute imaginea României în spațiul european. Lansarea a fost anunțată de ministrul delegat pentru afaceri europene. Este o platformă care permite o interacțiune în timp real între cei care vor să participe la această președinție și noi, cei care organizăm. Practic, există posibilitatea pentru fiecare internaut să vină cu ideile sale, să participe la programele noastre pentru voluntari. Chiar și românii din afara țării pot participa și pot veni cu ideile lor. Site-ul a fost realizat gratuit de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe. Pentru logo s-a făcut un concurs, iar câștigător a fost un elev de clasa a 9-a din București. În prima jumătate a lui 2019, România va asigura pentru prima dată, în urma rotațiilor țărilor membre, președinția Consiliului Uniunii Europene. Un politician britanic și-a uimit colegii anunțându-și demisia din Parlament și Guvern. El și-a cerut scuze pentru că a întârziat la dezbaterile din Camera Superioară a Legislativului. Câteva ore mai târziu a cerut permisiunea să-și prezinte demisia. My lords, with the leave of the House, I wonder if you'd permit me to offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place to answer her question on a very important matter. At the beginning of questions. During the 5 years of which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher box on behalf of the government, I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the government to the legitimate questions of the legislature. I'm thoroughly ashamed at not being in my place, and therefore I shall be offering my resignation to the Prime Minister. Un imens scandal a izbucnit în Australia după ce mii de documente secrete au ajuns în brațele ziariștilor. Sunt implicați foști premieri sau miniștri din mai multe guverne, dar și parlamentari care fac parte din actualul legislativ. Reporterii de la televiziunea națională ABC au primit dosarele de la un bărbat care le-a găsit într-un magazin specializat în mobilă veche. El a cumpărat două dulapuri la prețuri incredibil de mici. Motivul era simplu, piesele de mobilier erau încuiate și nimeni nu mai găsea cheile. Surpriza a fost uriașă. Înăuntru erau documente secrete care ar fi trebuit să rămână clasificate timp de 20 de ani. Ele se referă la subiecte de mare importanță legate de securitatea națională a Australiei și nu numai.
All week, the ABC has been reporting a series of stories detailing top-level deliberations by government of both political hues. The background story involves a bargain hunter, an ex-government furniture shop, and an ordinary household drill. And it ends with an extraordinary breach of cabinet security, an investigation as to how on earth this could have happened. 400 de documente au fost emise de Comitetul pentru Securitate Națională, care controlează serviciile de informații și forțele armate. Televiziunea ABC consideră că este în interesul publicului ca documentele să fie publicate, dar fostul premier Kevin Rudd a declanșat o acțiune în justiție împotriva postului TV național. Serviciile ruse de securitate au anunțat că a ucis astăzi un terorist al statului islamic care pregătea un atentat cu bombă în ziua alegerilor prezidențiale din Rusia. Pe când ofițerii încercau să-l rețină, bărbatul a deschis focul, dar a fost împușcat de reprezentanții forțelor de securitate. Potrivit datelor operative, teroristul provenea dintr-o țară din apropierea frontierelor Federației Ruse. Poliția a găsit la locul incidentului, în orașul Nijni Novgorod, un întreg arsenal, în special dispozitive explozibile improvizate de mare putere. În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar serviciile ruse de securitate încearcă acum să afle dacă teroristul avea și complici. Un tratament pentru boala secolului ar putea fi descoperit în Republica Moldova. Specialiștii de la Chișinău au identificat molecule capabile să omoare celulele canceroase. În cât timp ar putea ajunge medicamentul minune în farmacii, vă spunem în telejurnal. Premierul Pavel Filip a avut astăzi o primă discuție telefonică cu noul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă. Șeful executivului de la Chișinău a felicitat-o pe Dăncilă cu ocazia învestirii în fruntea guvernului și a reiterat invitația de a vizita Republica Moldova. Pavel Filip a mai declarat și anterior că s-ar bucura dacă premierul României ar alege să facă prima sa vizită oficială la Chișinău. Cei doi șefi de guvern au abordat subiecte care formează parteneriatul strategic dintre cele două state, iar Chișinăul s-a angajat să rămână partenerul de nădejde al autorităților de la București. La rândul său, premierul român Viorica Dăncilă a menționat că România rămâne ferm angajată să susțină parcursul european al Republicii Moldova. Mai frumos dintr-o parte. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să se programeze pentru servicii oferite de secția consulară, Ambasada României în Republica Moldova pune la dispoziția lor o serie de materiale în care sunt descrise procedurile de lucru. Începând de luni, 5 februarie, toate serviciile consulare la secția consulară a Ambasadei României la Chișinău prestează numai servicii doar pe bază de programare prealabilă. Programările pentru toate serviciile consulare sunt gratuite. Treceri pietonale mai sigure pentru copii. Inspectoratul General al Poliției a demarat campania Bunici Grijulii pentru a preveni accidentele rutiere în care sunt implicați copiii. Polițiștii își mai propun să găsească voluntari care să se implice în acest proiect. Dis de dimineață, în preajma instituțiilor de învățământ, la trecerile pentru pietoni, stau de veche câte doi polițiști care au grijă ca cei mici să traverseze cu bine strada. În
cadrul acestei acțiuni, polițiștii discută atât cu cei mici, cât și cu părinții lor sau bunicii care îi duc la școală despre traversarea străzii în siguranță. Și conducătorii auto sunt atenționați să fie prudenți în trafic. Mie îmi face mai plăceri ca să-mi conduc nipoțica la școală și totodată să o iau după lecții, fiindcă nu am nimic mai scump decât nipoțica. Activitățile demarate de IGP au ca scop prevenirea accidentelor rutiere cu implicarea copiilor și identificarea celor interesați să fie voluntari în cadrul acestui proiect în preajma instituțiilor de învățământ la orele când copiii vin sau pleacă de la școală. Pe străzile din Chișinău vor circula încă 20 de troleibuze noi. O dispoziție în acest sens a fost semnată de primarul interimar Silvia Radu. Dintre cele 20 de troleibuze, 5 vor fi dotate și cu sistem de propulsare autonomă. De asemenea, primarul a dispus ca toate mașinile să aibă instalații de aer condiționat. Troleibuzele vor fi asamblate de inginerii regiei transport electric cu piese aduse de la o fabrică din Minsk, Belarus. Pentru acest proiect a fost alocat un buget de 72 de milioane de lei. Specialiștii din Republica Moldova au identificat molecule care, în cantități infime și cu o nocivitate minimă, sunt capabile să omoare celule canceroase. Medicamentul ar putea ajunge în farmacii în 3 ani. Asta dacă se va lucra intens și va exista și susținere financiară. Chimistul și profesorul Aurelian Gulea a lucrat aproape 2 decenii la identificarea moleculei numită și anticancer. Cel mai mult ce m-a deranjat că în tratamentul cancerului, chimioterapia de astăzi, folosind aceste preparate, cisplatin, la doxorubicina, care de fapt omoară de la un alt și celule sănătoase și cele de cancer. Adică noi lecuim omul, dar el suferă foarte mult și atunci eu ca chimist mi-am pus problema să construiesc molecule care selectiv să atace celule de cancer. Descoperirea profesorului Gulea ar putea contribui la crearea medicamentului împotriva cumplitei boli. Cancerul răpește anual în Republica Moldova mii de vieți. Pe parcursul cercetărilor au fost testate aproape 600 de substanțe create de către chimiștii basarabeni. Mai întâi trebuie să capiți așa celule, ele trebuie să cercetate in vitro, adică pe celule de cancer, celule sănătoase. Și asta durează. Deci acum suntem la o etapă foarte importantă când noi încercăm in vivo aceste preparate. Potrivit cercetătorului, au fost efectuate teste pe celule de cancer mamar, cancer de ficat și cancer de col uterin, însă nu și pe om. Testele au fost făcute în străinătate pentru că în Republica Moldova nu există un laborator pentru astfel de cercetări. Marea descoperire a fost făcută însă acasă într-un laborator modest de la Facultatea de Chimie a Universității de Stat din Moldova. Specialiștii cred că medicamentul ar putea ajunge în farmacii în 3 ani. Dacă pe domnul, deci totul să fie bine, undeva peste în timp de jumătate de an, sper să ajungem și în cercetări clinice, adică la om. Omul de știință Aurelian Gulea a fost distins cu peste 100 de medalii de aur, argint și bronz la saloanele internaționale de inventică. La promisiuni suntem campioni, la implementat operăm cu jumătăți de măsură. Majoritatea reformelor asumate de guvernare nu au fost implementate sau au fost implementate, dar cu rezerve. De ce face guvernarea un pas înainte și doi înapoi în procesul de dezvoltare a țării? Vă spun imediat în telejurnal. Republica Moldova, România și Ucraina vor fi alături în realizarea caravanei cinematografice Centenarul Filmului Românesc. 100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe. Caravana va porni de la Iași, unde vor fi prezenți critici de film, regizori, cineaști, actori și profesori. În ziua lansării va fi proiectat filmul Afacerea Est, realizat de Igor Kobulianski. Producțiile cinematografice au fost selectate de critici de film. În 15 orașe din Republica Moldova vor putea fi vizionate creațiile cineaștilor români. Organizatorii caravanei susțin că aceasta este un bun prilej de a face o călătorie în trecutul istoric și de a aduce în fața publicului oameni și valori. Centenarul Filmului Românesc, organizat de Asociația Artis din Iași și Asociația Obștească Mia de la Chișinău, este un proiect desfășurat în cadrul programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași.
Astăzi a fost Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare. Cu această ocazie, la Biblioteca Națională din Chișinău a fost organizat un flash mob pentru promovarea lecturii. Mai mulți bibliotecari au ieșit în fața instituției și au citit cu voce tare. Sermana Turturică, zboară, zboară până pică. E adevărat, Gheorghe, Maria Dragan și-a scurtat aripile de noroi acestei vieți. Inima lui Faust, înaripata lui inimă, și-a frânt aripile. Peste tot în lume, astăzi s-a promovat cititul cu voce tare. Republica Moldova s-a alăturat și ea acestei mișcări. Iar buzele tale sunt, mamă, o rană tăcută mereu, mereu presurată cu țărna mormântului tatălui meu. O buzele ce sărutară al tatei mormânt, mai mult ca predânsul, pretata în puținii lui ani pe pământ. Acum când nu te poți, mamă, de sarea din șale pleca, cine ridică mormântul spre gura uscată a ta? Opere ale scriitorilor naționali și universali au fost lecturate în fața Bibliotecii Naționale. Am mobilizat bibliotecarii, am ieșit să lecturăm o carte în stradă chiar, ca opinia publică, cetățenii din Chișinău, vizitatorii Chișinăului, să conștientizeze că astăzi bibliotecile sunt vii, ele dețin colecții considerabile de carte. Mai mulți bibliotecari și-au luat cărțile preferate în mâini și au citit împreună fragmente de texte și poezii. Promovăm cititul, dezvoltarea asta, pentru că foarte cu tehnologiile astea, nu zic că nu sunt bune, dar ele o leacă, ne stagnează. Am cartea Omul Duminicii, despre creația lui Grigore Viero, povestită din colegii săi, din partea prietenilor săi. Prin acest flash mob, bibliotecarii s-au alăturat comunității internaționale de bibliotecari și iubitori de carte care își propun să sublinieze importanța cititului. Noi vrem ca lumea să înțeleagă că lectura este o plăcere, lectura este o savurare și toată viața ai ce învăța din cărți. Ziua Mondială a Cititului cu Voce Tare a fost marcată de milioane de iubitori ai lecturii din peste 100 de țări. Dezamăgiți de politicieni și promisiuni deșarte, cetățenii Republicii Moldova refuză să meargă la alegeri. În ultimii ani, rata de participare la scrutinele electorale abia de a trecut 50%. Pentru a motiva oamenii să iasă la vot, Asociația Promolex a lansat astăzi campania de educație civică și electorală Alege Gândirea Critică. Dacă la primele alegeri democratice din Republica Moldova din 1991 rata de participare la vot a fost de 84%, la ultimul scrutin electoral din 2016 abia de am trecut de 53%. Vorbește despre un anumit dezinteres față de acest proces democratic, cum sunt alegerile, din partea unor categorii ale populației. Este vorba de tineri, pentru că ei sunt cei mai apatici în sensul exercitării dreptului de vot. Și în ultimul rând, un număr destul de impunător de alegători din populația țării care nu se află în țară. Deși știu importanța fiecărui vot, oamenii sunt dezamăgiți și nepregătiți pentru un nou eșec democratic. În fiecare începe deja să se încolțească indiferența, pentru că cred că fiecare, încă noi suntem tineri și mai avem vise, mai avem adrenalină care ne face să sperăm spre alte scopuri, dar cred că cei de vârsta a doua chiar pur și simplu i-au dezamăgit cu totul. Nu mai cred în nimeni, indiferent, poate și sunt oameni care doresc să facă o schimbare, dar ei oricum nu mai cred că au fost prea trădați. Noi alegem dușmanii dorii, nici pensii nu măresc, nici salarii la bugetari ne gândim, de cu nevoie noi să alegem dușmanii noștri. Desigur că decepționează fiecare acțiune și starea, condiția la care noi suntem acum, dar oricum în mâinile noastre alegerea și ar fi bine schimbi lucrurile spre bine. Pentru a promova participarea civică și electorală, reprezentanții Promolex organizează anual campanii de informare. Rezultatul acestor activități a fost prezentat în expoziția de fotografie Ieși la vot, organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Alegerilor. Pozele sunt realizate în timp ce voluntari și coordonatorii locali și noi mergeam în teritoriu, în localități, în localitățile de campanie și informam cetățenii cu privire la votul conștient și mobilizarea politică a acestora. De fiecare dată înțelegem că oamenii au nevoie de acest exercițiu,
dincolo de informarea pe care o au din mass media sau din partea concurenților electorali. Expoziția este o parte a campaniei Alege Gândirea Critică, care se va încheia pe 5 martie. Timp de o lună, fotografiile vor fi expuse la Parlament, Guvern, în biblioteci, universități și licee din Republica Moldova. Totodată, în 12 instituții școlare din 12 localități, va fi prezentat incitantul film documentar A Goat for a Vote, în traducere O capră pentru un vot, după care tinerii vor discuta despre sistemul electoral, drepturile electorale, rolul partidelor politice, dar și al cetățenilor în procesul de dezvoltare a democrației. Coda și la democrație, Republica Moldova a coborât câteva poziții în indicele anual al democrației 2017 și ocupă acum locul 78. Dacă până în 2016 țara se afla printre cele cu o democrație deficitară, anul trecut a trecut în lista celor cu regim hibrid. Topul elaborat de publicația The Economist clasează țările lumii în funcție de puterea regimului democratic în baza 5 criterii. Pentru 2017, Republica Moldova a obținut un indice al democrației de 5,94, comparativ cu 6,01 anul precedent. Statutul de regim hibrid presupune că alegerile nu sunt libere, guvernările pun presiuni pe oponenții politici, există un nivel înalt al corupției, hărțuire și presiune asupra mass media. Cel mai înalt nivel de democrație s-a înregistrat în Norvegia, Suedia și Danemarca. La tribună cu mari promisiuni la implementarea reformelor cu jumătate de măsură. Cam astfel este văzută activitatea guvernării de către mai multe ONG-uri care au analizat modul în care au fost implementate reformele asumate de miniștri. Raportul a fost realizat de experții ADEPT, cei de la Expert Group și specialiștii de la Centrul de Resurse Juridice. Subiectul a fost urmărit de colega mea Irina Bejenaru, care ne dă mai multe detalii. Bun găsit! Expresia lucrul făcut până la capăt cu siguranță nu este încă despre Republica Moldova. Aproape jumătate din reformele asumate de guvernare nu au fost implementate. Din cele 51 de acțiuni asumate în foaia de parcurs, doar 28 au fost realizate, dar nici acestea până la capăt. 10 din ele au fost apreciate ca fiind realizate cu rezerve. Experții își explică implementarea lentă a reformelor prin faptul că nu a fost respectat procesul de transparență decizională sau că unele necesită încă îmbunătățiri substanțiale în conținut. Cel mai bine stăm la capitolul guvernanță în sectorul financiar-bancar, acolo unde 6 din 8 acțiuni asumate au fost realizate în totalitate. La fel de bine stăm și la implementarea foii de parcurs asumată prin memorandumul cu FMI. În schimb, ne-am mișcat foarte puțin, aproape deloc în justiție și în combaterea corupției, unde 9 din 10 acțiuni asumate nu au fost realizate. Și reforma administrației publice cu care se tot laudă autoritățile nu a fost implementată până la capăt. De ce? E simplu. Avem instituții cu capacități reduse, iar voința politică este slabă. Raportul a fost realizat de Centrul Analitic Independent Expert Group, de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și de Centrul pentru Resurse Juridice din Republica Moldova pentru perioada iulie-decembrie 2017. Regina Elisabeta a Marii Britanii, prințul Charles de Wales, fiul lui William și strănepotul reginei, micuțul George, apar împreună pe o nouă monedă de 5 lire. Cu ce ocazie a fost lansată această piesă monetară, vă spunem în telejurnal. Angelina Jolie va colabora cu NATO pentru combaterea violențelor sexuale care vor fi considerate crime de război. Anunțul a fost făcut la sediul din Bruxelles al organizației, chiar de către actriță și de secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Angelina Jolie, care este și reprezentant al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, a atras atenția că folosirea violului ca armă de luptă a avut un rol important în conflictele militare și a explicat de ce NATO trebuie să se alăture eforturilor de combatere a acestei manifestări extreme a violenței. Misterioasele desene de pe platoul Nazca din Peru sunt amenințate de șoferii de camioane care trec în viteză pe șoseaua din apropiere. Unul dintre ei a derapat, a ieșit în decor și a trecut cu mașina sa de mare tonaj peste trei linii. Ghinionistul șofer a fost arestat și a fost trimis în judecată pentru deteriorarea patrimoniului cultural mondial. Celebrele linii de la Nazca reprezintă figuri imaginare, diverse creaturi sau plante și au fost realizate în urmă cu 1500, chiar 2000 de ani. Se crede că erau folosite
folosite în ritualul religioase sau astronomice. Alte segmente ale desenelor au fost avariate de activiștii Greenpeace în anul 2014. Premieră monetară în Marea Britanie, regina Elizabeta, prințul Charles de Wales, fiul lui William și strănepotul reginei, micuțul George, apar împreună pe o nouă monedă de 5 lire. Este pentru prima dată când efigiile monarhului și succesorilor la tron apar pe aceeași monedă. Monetăria regală a explicat că 2018 este un an important și de aceea a decis să bată moneda jubiliară cu o compoziție inedită. Regina sărbătorește 65 de ani de la urcarea pe tron, prințul Charles împlinește 70 de ani, iar micuțul George, 5 ani. Să vedem acum principalele cotații valutare pentru mâine. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 16,69 lei de bani pentru un dolar american, cu un ban mai puțin. Moneda europeană se va deprecia și va costa 20,75 lei de bani. Leu românesc se va cota la 4,45 lei de bani. Hrivna ucraineană va avea valoare de 59 de bani, iar rubla rusească va fi 29 de bani. De sportivi ruși excluși de la Jocurile Olimpice pentru dopaj au câștigat acțiunea deschisă la Curtea de Arbitraj din Sport. Ei au fost absolviți de acuzația că ar fi folosit substanțe interzise în urmă cu 4 ani la Sochi. În plus, decizia de eliminare definitivă din viața sportivă a fost anulată. Totuși, Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că decizia curții nu înseamnă automat invitarea lor la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. În cazul a 11 sportivi s-au confirmat acuzațiile de dopaj și sancțiunile primite. Lazio nu a învins-o pe Milan nici în cupă. După eșecul din campionat, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League s-a mulțumit cu un egal în prima manșă a semifinalelor. Învinsă în campionat de Milan, Lazio a căutat revanșa în turul semifinalelor Cupei Italiei. Titular pe San Siro, Ștefan Radu s-a ales cu un cartonaș galben în minutul 27. După 0-0 la pauză, marile ocazii de gol au apărut în actul secund. Mai întâi, Immobile nu a prins spațiul porții lui Donnarumma. Apoi, în celălalt careu, Çalhanoğlu n-a fost în stare să înscrie din 8 metri după respingerea în fața lui Stracoșa la reluarea lui Cutrone. Pe final de meci, Milinković-Savić a irosit ultima ocazie de gol pentru oaspeți. Milan-Lazio s-a terminat 0-0 și finalista se va decide în returul de pe Olimpico. De la Formula 1 la cursele de anduranță, spaniolul Fernando Alonso a fost confirmat ca pilot oficial Toyota pentru legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans. Campion mondial în Formula 1 în sezoanele 2005 și 2006, Fernando Alonso nu a mai reușit rezultate notabile în ultimii ani, cea mai bună clasare a sa fiind locul al 10-lea la finalele lui 2016, așa încât nu a surprins pe nimeni manifestarea unui interes special din partea asturianului pentru alte genuri de competiții pe patru roți. Certitudinea momentului o reprezintă confirmarea lui Fernando Alonso ca pilot Toyota pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans, programată la jumătatea lunii iunie, în timp ce în campionatul mondial de Formula 1, pilotul iberic va concura și anul acesta pentru echipa McLaren Renault. Performanța nu are vârstă. La 47 de ani, Gheorghe Filip vrea să se califice la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Până atunci, Filip este unul dintre cei trei eroi ai campaniei Nici o scuză din România, care te îndeamnă să renunți la scuze și să începi să faci sport. Multiplu campion național la paratir cu arcul, Gheorghe Filip și-a stabilit obiectivul pentru acest an, să se califice la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Ne pregătim intens, pentru că acolo este, și pentru asta luptăm acum, acolo e scopul nostru, 2020 Paralimpiada de la Tokyo. Pe locul 46 în ierarhia mondială, Filip vrea să facă o figură frumoasă și la campionatele europene din vară. Înainte plecam doar eu cu încă doi colegi, acum avem și o echipă, vom participa și ca echipe. La 23 de ani, un accident de bicicletă l-a obligat să-și continue viața într-un scaun rulant. Sportul i-a oferit un nou început, iar acum speră ca tot mai mulți oameni să urmeze exemplul și să facă sport. Nu aveți nicio scuză. Sport, dacă vreți să vă simțiți bine, la muncă, acasă, trebuie să faceți sport. Pentru ei este o deschidere pentru viața ei, să poată merge la competiție internațională, să poată arată, dar ei sunt exact la fel de altă persoană și altă sportivă.
Sporting a profitat de egalul obținut de Porto și a trecut pe primul loc în Portugalia. În direct la TVR HD, Guimarães a venit hotărâtă să dea lovitura pe José Alvalde și João Aurelio l-a pus la încercare pe Rui Patricio. Replica gazdelor nu a întârziat și centrarea lui Centrao s-a scurs prin fața porții oaspeților. După 0-0 la pauză, Sporting a continuat seria ratărilor prin Acuna și Dumbia. Până la urmă, francezul Mathieu l-a salvat pe gazde și Sporting, învingătoare cu 1-0, are un punct avans față de Porto. Să urmărim acum informațiile meteo pentru ziua de mâine. Bun găsit! Vremea rămâne destul de caldă pentru această perioadă, dar mâine temperaturile nu vor mai fi la fel de ridicate. Așadar, în următoarele ore se vor înregistra minime de până la minus 3 grade Celsius. Mâine temperaturi de până la 8 grade și un cer preponderent închis. Însă nu va ploua. În Chișinău vor fi 7 grade mâine la prânz, iar cerul va fi noros. Și în România vremea se menține caldă. Cerul va fi mai mult posomorât, iar în prima parte a zilei în vest vor cădea precipitații. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Maximele vor varia între 5 și chiar 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Să aveți o seară frumoasă! Doamnelor și domnilor, după telejurnal, rămâneți pe TVR Moldova pentru emisiunea Punctul pe azi. Aflăm chiar acum de la Vasile Muntanu ce subiecte va aborda cu invitații săi. Bună seara, Vasile! Bună seara, Stella! Bună seara, domnilor și domnilor! Pentru că e ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, ne-am propus ca în această seară să vedem în ce măsură aleșii locali sunt autonomi, dar și ce probleme există în activitatea primarilor din Republica Moldova. În mod evident, ne vom referi și la cele 8 declarații simbolice adoptate de 8 localități din Republica Moldova, declarații simbolice care vizează reunirea cu România. Decizii care, după cum bine știți, au stârnit furia și provoacă insomnie președintelui Igor Dodon, dar în mod evident, iarăși ne vom referi și la procesul de înfrățire a localităților de pe malul stâng al Prutului cu cele de pe malul drept. Așadar, rămâneți aproape, va fi interesant. Vasile, îți mulțumim, iar aici telejurnalul a ajuns la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră. Rămâneți pe TVR Moldova cu Vasile Muntanu la punctul pe azi, iar de la ora 20 nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!